Menționez că Gheorghe Cavcaliuc a încercat să ne intimideze pe noi și manifestanții, spunând foarte clar că va interveni în forță la ora 23. Nu pot să reproduc mot-a-mot discuția, dar au fost asemănătoare declarații Zinaida Greceanu din 7 aprilie 2009. Drept dovadă acelor spuse, în spatele guvernului, în seara zilei de 1 septembrie, erau câteva sute de polițiști, probabil că erau 20 de reprezentanți ai forțelor de ordine la un manifestat din piață. Ca intimidările și provocările să fie și mai mari, a fost deconectată lumina atât în Piața Mare Adunări Naționale, cât și în scoarul catedralei, în perimetrul străzilor Bandulescu-Bodone și strada Pușkin. Când am întrebat din ce cauză lumina este deconectată, dânșii ne-au argumentat că astfel nu se vor putea infiltra provocatori printre voi. Abracadabrantă situația, la fel cum a fost argumentele de la Ungheni, de la Leușeni, vă dați seama, când de fapt provocatorii erau dânșii.